Acordaj la rezonanța minții divine. Mă numesc Simona Rusu și vă salut cu mult drag din orașul luminilor, orașul care nu doarme niciodată, New York City. Vom pătrunde împreună pe frecvența minții divine. Trebuie să recunoaștem cu toții, așa cum ne spune și Satya Sai Baba din India, că mintea umană este o maimuță beată care sare de la o clipă la alta de pe cel mai înalt vârf al muntelui Himalaya până jos în adâncul mării. Dacă nu ne antrenăm mintea să rămână calmă, vom fi pentru totdeauna prizonieri ai proprii noastre minți. Prinși în nesfârșite dorințe obsesive, vom fi o grămadă de lunatici depresivi care umblă pe planeta Pământ fără să-și dea seama că poartă lanțuri grele în jurul propriului gât. Pentru că avem o experiență umană aici pe Pământ, pentru că această experiență are loc în lumea formelor, cei mai mulți dintre noi se vor conecta cu Dumnezeu, forța iubirii pure, printr-o formă divină. Alții se vor conecta direct cu lumina divină prin adâncul ființei lor. Acum să închidem ochii și să ne conectăm. Respir ușor și profund. Inspir înăuntru. Expir în afară. Acum repetați după mine. Mă conectez conștient forma și numele divin drag inimii mele. Dumnezeu are multe nume și multe forme. Câte religii, atâtea nume și forme. Vizualizez forma divină pe care o iubesc atât de mult, cu palmele în binecuvântare îndreptate către mine. Invoc numele divin și spun mental sau cu voce tare. Toată ființa mea este penetrată cu iubire pură. Peste tot în jurul meu curge iubirea pură. Simt prezența iubirii divine. Dumnezeu este iubire divină în manifestare. Iubirea divină mă eliberează de toate memoriile destructive la nivel celular. Mă eliberează de credințe false pe care le-am acumulat până în acest moment al existenței mele în corpul fizic, mental, emoțional și spiritual prezent, care poartă numele de Simona Rusu. Spune numele tău. Dumnezeu îmi transmite infuzie cu forța iubirii divine pentru ca eu să pot vedea doar pe Dumnezeu, iubirea divină, în toți și tot ce mă înconjoară. Facă-se voia divină. Îmi deschid inima, doresc cu toată ființa mea să iubesc și să iert pe toți cei care mă rănesc, pe toți cei care mă atacă, pe toți cei care mă trădează, inclusiv pe cei care mă urăsc. Îmi deschid inima și primesc să fiu coordonată de mintea divină care cunoaște ce mintea logică umană nici măcar nu își poate imagina. Dumnezeu, iubirea divină, este mult deasupra logicii umane limitate. Renunț să mai pun rezistență și sunt foarte conștientă că mintea mea nu va renunța așa de ușor la a abandona ideea de control. Însă eu cer minții divine să mă protejeze și să mă coordoneze cum să îmi calmez mintea în momentele când mă cuprinde îngrijorarea, frica, furia sau toate acestea la un loc.
cer minții divine să mă protejeze și să mă coordoneze pentru ca niciodată să nu fiu prinsă în capcana mândriei, a resentimentului, în capcana de a urî pe cineva sau ceva, a lăcomiei, capcana geloziei, a răzbunării, a nelimitatelor dorințe pentru plăceri fizice excesive și dorințe de acumulări exorbitante de bani și lucruri materiale. Cer surse divine atot cunoscătoare, ca întotdeauna să mă facă conștientă că dorința de faimă și de acumulări materiale este o iluzie creată de mintea egoică umană. Sunt foarte conștientă că faima este o povară, în afară de cazul în care sunt pregătită să acționez doar ca și instrument al iubirii divine. Sunt de asemenea conștientă că lucrătorii luminii, lucrătorii spirituali și toate instrumentele divine trebuie să acționeze din sinceritate profundă atunci când afirmă că ei servesc iubirea divină și omenirea fără condiție. Dacă ei pretind că o fac, însă dorința lor este de a acumula valori materiale și faimă de pe urma energiei iubirii divine, va veni un moment de agonie intensă pentru ca ei să se trezească și să-și dea seama de ceea ce fac. Trebuie să ne auto-observăm cât de ușor putem cădea în capcana minții egoice umane. Dacă încă nu suntem pregătiți să servim divinitatea și omenirea fără condiție, este mult mai benefic să renunțăm la munca spirituală și să nu le dăm ceea ce nu suntem, adică lucrători ai luminii divine. Să ne facem meseria noastră umană, învățând încet, încet să practicăm voluntariatul. Absolut nimeni nu se poate juca cu Dumnezeu, sursa infinit atot cunoscătoare. Câteodată pare că o putem face. Flacăra iubirii divine vindecă, dar ne și arde cumplit atunci când abuzăm de această forță sublimă a iubirii. Nu ne arde ca și pedeapsă pentru ceea ce facem, ci vine către noi ca un semn de a ne trezi și de a conștientiza ceea ce facem greșit. Acceptarea și recunoștința pentru tot ceea ce deja avem în viața noastră este cheia care deschide o portiță invizibilă grației divine și miracolelor de a se manifesta în realitatea noastră. De câte ori suntem manipulați de mintea egoică, de câte ori suntem îngrijorați sau speriați de cineva sau ceva și frica ne intră în oase, tot ce avem de făcut este să invocăm divinitatea prin a ne conecta conștient cu forma divină dragă inimii noastre. Apoi, inițiem o conversație mentală cu Divinul Suprem. Cer protecție pentru atacul de gânduri negative care intră în mintea mea ca și un bombardament nesfârșit de gânduri peste gânduri. Cer să se reverse peste întreaga mea ființă energia culorii albastre a păcii absolute. Facă-se voia divină. Vizualizez că plutesc ca și un nor pe albastru infinit al cerului. Sunt în relație de pace cu toți și tot ceea ce există în creație. Eu sunt o scânteie de lumină emanată din trupul de lumină al luminii divine, Dumnezeu. Eu sunt sufletul încapsulat în acest trup care poartă numele de Simona Rusu. Spune numele tău. Eu nu sunt trupul fizic. Trupul fizic este casa sufletului.
Eu sunt scânteia divină, numită de oameni, suflet, care face ca acest trup să se miște. Eu sunt iubire pură. Eu sunt pace. Mintea mea este liniștită acum. Am absolut tot ce am nevoie pentru a-mi îndeplini misiunea pe planeta Pământ. Tot ceea ce am nevoie vine către mine în ritm divin. Tot ceea ce trebuie să fac este să mă asigur că întotdeauna sunt acordată la rezonanța minții divine. Eu sunt unul dintre copiii Divinității Supreme. Eu sunt iubire pură și nu sunt niciodată singură. Pace în mintea mea. Pace în inima mea. Pace în mințile tuturor. Pace în inimile tuturor. Pacea mentală este tot ceea ce am nevoie pentru ca să fiu cea mai de succes ființă de pe Pământ. În momentul în care mă abandonez sursei divine a tot cunoscătoare, în momentul în care sunt pe frecvența minții divine, în momentul când renunț să mai înot împotriva râului vieții, devin una cu Dumnezeu. Devin mai puternică decât mintea mea își poate imagina. Amin. Om Seram. Namaste. Om Namah Shivaya. Divinitatea din mine salută divinitatea din toți și tot ceea ce există în creație. Încet, încet, mișcăm mâinile. Picioarele. Respirăm ușor și profund. Acum deschide ochii. Vă iubesc, ființe dragi, fie ca toți să avem experiențe minunate pe planeta Pământ.